V-am găsit, dragi telespectatori, la ediția lunară în care vin în fața dumneavoastră cu punctele de rugăciune pentru luna iulie a acestui an. Luna iulie este o lună care marchează începutul celei de-a doua jumătăți acestui an, 2019, și pentru această lună am avut câteva gânduri, am primit câteva gânduri mai precise și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Și să vă motivez să vă îndemn să ne rugăm împreună într un mod mai consistent și mai perseverent. Dacă pentru luna iunie a anului acesta, luna trecută, domnul a pus pe inimă în ceea ce privește rugăciunea focalizată să fie pe dimensiunea bisericii. Și cei care ați primit punctele de rugăciune pentru luna iunie ați văzut acest lucru, că a fost un îndemn de a ne focaliza în rugăciune pentru biserică, pentru poporul Domnului. Pentru că Domnul vrea să își pregătească poporul, să fim vase curate, prin care el să poată lucra, să poată să toarne în noi, din plinătatea lui și să ne poată folosi cu mare putere. A fost o lună de teste pentru poporul Domnului personal. Am experimentat o, o lună intensă de teste și eu împreună cu mulți alți pe care îi cunosc, membri ai familiei și nu numai. Și cred că Dumnezeu a lucrat ceva profund în inimile noastre, în a, în a ne apropia de El tot mai mult, în a ne încrede în El, în orice situație și în orice circunstanță și a chema în orice dimensiune a vieții noastre, fără ezitări. Deci a fost o lună de teste puternice, cred, pentru mulți din poporul Domnului. Nu spun că perioada aceasta de cernele de cercetare a poporului Domnului, a creștinilor, se termină, s-a încheiat în luna iunie. Dar a fost probabil o focalizare a acestei perioade de cercetare în luna iunie pe biserică pentru a ne pregăti să putem fi de folos, să putem fi utili împărăției în viitor. Sigur că perioada de cercetare pentru poporul Domnului va continua, va continua până când vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru această lună, iulie, în mod deosebit, am câteva gânduri, mai altfel poate decât uh, în alte momente și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră și vă rog să, să fiți uh, pe fază, să, să le receptați, pentru că cred că Domnul vrea să ne alerteze în ce privește perioada care ne stă înainte. Dacă spuneam pentru luna iunie focalizarea și a Domnului și a noastră rugăciune a fost pentru biserică, de data aceasta pentru iulie Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră faptul că va urma o perioadă de teste dificile, de situații dificile pentru cei din jurul nostru, pot fi cei din familie, cei vecinii noștri, cei din localitatea noastră, din comunitatea noastră, acei cei din jur nu neapărat trebuie să fie cei din casa noastră. Deci pentru cei din jurul nostru și pentru țară. Cred că România va a intra deja într-o perioadă în care Dumnezeu va va cerceta mai puternic națiunea noastră și pe noi, pe poporul lui, Domnul ne cheamă să fim vigilenți, să fim acești străjeri pe ziduri, chiar dacă vor fi situații poate dificile și mai neobișnuite. Suntem chemați la a ne ruga, nu să ne speriem sau să uh, ne lăsăm copleșiți de lucrurile pe care poate le vom vedea, ci pur și simplu să fim vigileși, să fim vigilenți și să ne rugăm mult mai mai uh, rapid, adică să nu așteptăm poate o întâlnire săptămânală de rugăciune, să ne rugăm pentru țară, ci dacă Domnul vă uh, motivează să vă rugați pentru. Ți anunță o furtună, de exemplu, în zona dumneavoastră, rugați-vă ca acea furtună să nu fie destructivă, ca vântul acelea să nu aducă distrugeri în comunitate. Deci, este timpul să ne rugăm mult mai, mai specific și rapid. Să fim, uh, aș spune, Forța de intervenție rapidă a lui Dumnezeu, armata creștinilor din țara noastră, armata oamenilor rugăciunii. Și să nu așteptăm uh, să mai treacă timp, să vină momentul uh, întâlnirii de rugăciune ca să ne rugăm, ci să ne rugăm la timp și la ne la timp, să avem acea stare de rugăciune neîncetată. Deci spuneam că este acest sezon nou pentru, pentru țara noastră, în mod deosebit, și să fim atenți, să ne rugăm mult mai uh, rapid și mai țintit vă îndemn să vă uitați la știri, nu ca să vă pierdeți timpul, ci ca Domnul să vă atenționeze asupra unor lucruri de care poate altfel nu aveți cunoștință, să vă rugați rapid pentru ele. Poate veți vedea că se dă o lege nouă sau sunt anumite situații mai dificile în anumite zone din țară. Vă îndemn să vă rugați într-un mod specific și rapid. Așadar, nu este o vreme de vacanță pentru noi, pentru copiii Domnului. Și aș vrea aici să, să vă spun câteva lucruri legate de perioada aceasta, iulie-august, care este perioada de vacanță și în care cei mai mulți se relaxează și este acest curent în lumea, din jurul nostru, în toată lumea, Caută vacanțe, caută destinații exotice, caută locuri unde să meargă, să se simtă bine, să relaxeze. Deci, este așa o, o formă de idolatrie aproape, această vacanță care să îl facă pe om să se simtă bine. Dar noi, ca și copii ai Domnului, trebuie să fim atenți cum ne odihnim și unde ne odihnim. Nu spun că e un lucru rău să te odihnești. Domnul vrea să fim odihniți, să fim. În putere și să fim uh, capabili de a-i a sluji lui în orice moment. Nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm cuprinși de acest uh, curent al lumii și să încercăm să căutăm destinații exotice neapărat ca să ne odihnim. Este foarte important și pentru creștini să ne rugăm unde anume este locul de odihnă în care Domnul vrea să mergem. Mai ales în această perioadă când majoritatea creștinilor sunt cu garda jos, pentru că. În subconștient ne spunem: e perioada de vacanță, e perioada de vară, e perioada de relaxare. Uh, și creștinii, marea majoritate, lasă garda jos, din punct de vedere al rugăciunii de protecție, de, de a cere a Duhului Sfânt continuu. Creștinii sunt foarte vulnerabili la atacuri și chiar am primit această acest îndemn să transmit această avertizare, se pregătesc mari atacuri asupra celor care nu vor fi vigilenți. Deci este o rugăciune noastră acum pentru poporul Domnului din România să fie vigilenți, să fie cu garda sus în această perioadă de vacanță, de concedii. Acea odihnă pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea este o odihnă a Duhului nostru, a Sufletului nostru și care poate fi doar în acel loc și în acel cadru și context pregătit de Dumnezeu pentru noi. Poate, pot fi tabere, pot fi, eu știu, diverse locații. Dar rugați-vă înainte de a merge undeva în concediu pentru că este foarte important să fiți călăziți de Duhul Domnului unde mergeți. Apoi, spuneam că este nevoie de această vigilență sporită în timpul acesta de, de vacanță în mod deosebit. Aș vrea să ne rugăm în mod specific pentru copii, copii din familiile creștine, dar și pentru copiii acestei țări, pentru copiii României, pentru protecție în această perioadă de vară. Se călătorește foarte mult, sunt, să zic, o creștere a gradului de vulnerabilitate în poporul Domnului și prin aceste călătorii și prin aceste deplasări. Și să ne rugăm pentru, pentru copii vis-a-vis -vis de... De, de, de protecție împotriva oricăror tipuri de accidente, de intoxicări, de epidemii, de or, orice formă de, de rău care ar putea să vină împotriva copiilor. Să rugăm împotriva oricărui spirit de violență care ar încerca să ridice împotriva copiilor, în diverse contexte și situații. Apoi, așa să ne rugăm în această perioadă și pentru protecția. Copiilor Domnului, în ce privește călătoriile, fie că sunt uh, cu mișlace terestre sau aviatice, Domnul să lase protecție peste copiii Domnului care călătoresc mai mult în această perioadă. Doar Dumnezeu știe exact cum să gestioneze timpul nostru și, și uh, traiectoria noastră, ca uh, El să ne, să ne protejeze într-un mod de plin. De aceea spun din nou, este important uh, rugăciunea noastră a creștinilor, și pentru frații noștri care călătoresc, dar pentru fiecare în parte, când pleacă la drum, Doamne, când să plec, unde să plec, cum să plec, cu ce să plec. Este foarte important să ne rugăm continuu pentru protecție și călăuzire în ce privește și călătoriile. Aș vrea să vândem să ne rugăm pentru liderii creștini care sunt foarte solicitați în această perioadă în a călătoria, în a duce în a organiza conferințe, în a vorbi în diverse situații, în diverse locații, ca Domnul să-i protejeze și să le dea putere și să îi binecuvinteze. Un alt punct de rugăciune pentru această perioadă a concediilor, în mod paradoxal, este zona financiară. Și am avut așa din partea Domnului gândul acesta să vândem și să ne rugăm pentru chipzuință în administrarea finanțelor, în mod special în această perioadă de vară, când poate tentația de a cheltui mai mult este mare și Domnul chiar mi a pus pe inimă să vă trans să transmit ca și punct de rugăciune să fim atenți la cheltuieli, să fim chipsuiți, să uh, alegem ce cumpărăm, să cumpărăm lucrurile care chiar sunt poate de trebuință și uh, încă un lucru, Domnul a pus pe inimă să transmit, să ne rugăm pentru ieșirea din datorii a creștinilor. Pare paradoxal faptul că vin cu acest punct de rugăciune acum la începutul vacanței, dar să ne rugăm ca Domnul să, nu neapărat în următoarea lună, două, trei, dar să înceapă acest proces de ieșire din datorii pentru creștini. Mulți au datorii mai mari sau mai mici și unele Uh, sunt făcute pentru case, acestea n-ai cum să le termin foarte rapid, dar datoriile pe care care stă în dreptul nostru să le putem uh, stinge rapid, uh, să rugăm pentru ieșirea din datorii pentru creștini. Mai am un punct de rugăciune aici pentru pentru creștini în această vreme, să fim oarecum pregătiți pentru vremuri chiar mai dificile, chiar mai neobișnuite și neașteptate, să avem această uh, să fim pregătiți pentru vremuri chiar mai de Gândiți-vă că poate apare o situație de, eu știu, se întrerupe curentul pentru o perioadă mai lungă de timp sau alte astfel de situații. Să fim pregătiți nu doar pentru familiile noastre, ci și pentru a ajuta pe frații noștri, pentru a ajuta pe cei din jurul nostru. Deci, domnule, cheamă să fim pregătiți pentru vremuri mai de care pot să apară în perioada următoare. Uh, și mai ales, uh, Domnul ne cheamă să creștem în credință, să ne rugăm pentru creșterea noastră în credință, să fim acei din popor care îl cunosc pe Dumnezeu și care rămân tari și fac mari spref pentru Domnul. Deci cred că într-o vreme de scuturări care vor veni în țara noastră, Domnul vrea să-și folosească poporul care să se atare în credință, să ajute, în primul rând pe frați, dar apoi și pe cei din jur, pe cei din, din comunități, din, din, din venit, vecinătatea în care ne-a pus Dumnezeu, în orașele în care suntem, în comunele, în satele în care suntem, unde locuim. Să putem sluji, să putem să fim acea mână întinsă de ajutor pentru oameni la sântorare, fie prin rugăciune, fie prin cuvântul Domnului, dar poate și prin acțiuni concrete. Deci este o vreme interesantă în care intrăm și în care Dumnezeu cred că are ceva deosebit de făcut prin poporul lui. Nu ne uităm cu teamă la această vreme, ci cu credință și cu pace, pentru că fiind în odihna Domnului. Și la asta suntem chemați, să stăm în odihna Domnului. Domnul ne va creuzi precis și concret ce avem de făcut și cum și când. Tot în acest context al unor perioade mai, unei perioade mai, mai intense care ne stă înainte ca națiune, aș vrea să ne rugăm în mod deosebit pentru granițele României, pentru ca Domnul să pună Straja lui la granițele României și, în mod deosebit, la granița de răsărit, e posibil să apară situații explozive la granița de răsărit a României și să ne rugăm pentru conducătorii României, pentru autorități, pentru cei care sunt în serviciile de informații, pentru cei care sunt în armată, pentru cei care sunt în guvern, pentru președintele țării, pentru partenerii NATO, pentru partenerii din Uniunea Europeană, ca Dumnezeu să. Capaciteze toate aceste structuri de autoritate să fie uh, pregătite pentru o atitudine corectă și uh, justă în situații care pot fi dificile. Aș vrea să rugăm în mod deosebit pentru stabilitatea internă a țării, pentru protecția și pacea României în interior și la granițe. De multe ori am folosit această expresie în interior. De ce în interior? Sunt frământări mari și în interiorul țării. Sunt și nu e un secret faptul că se dorește decuparea a unei zone din interiorul țării, din centrul României, spre a deveni o, un fel de stat în stat. Și lucrul acesta aduce n-ar avea efecte bune asupra României. Aș vrea să ne rugăm foarte serios pentru stabilitatea, pentru pacea României în interior și la granițe. După aceste alegeri pentru Uniunea Europeană, s-a schimbat uh, raportul de forțe în uh, plan european, oarecum. Sunt uh, în uh, autoritate acum persoane uh, care exprimă uh, anumite ideologii și vom vedea pe parcursul timpului în ce măsură țara noastră va fi afectată de. Noua structură de conducere la nivelul Uniunii Europene. Aș vrea să ne rugăm în mod deosebit pentru protecția României vis-a-vis -vis de orice influențe nepotrivite care ar veni dinspre Uniunea Europeană asupra țării noastre. În mod deosebit, știți că bătălia este pentru familii, pentru identitatea familiilor, pentru, pentru identitatea copiilor și aș vrea să ținem această rugăciune foarte sus, să ne rugăm ca Domnul să protejeze familia așa cum Dumnezeu a rânduit-o în țara noastră să fim în continuare sub protecția și din punct de vedere legal și din punct de vedere uh, spiritual. Să ne rugăm ca legi care s-ar putea pregăti în ce privește uh, o așa zisă mai mare toleranță față de anumite valori și care nu cred că sunt uh, potrivite pentru țara noastră nu sunt, potrivi, nu sunt în acord cu cuvântul lui Dumnezeu că aceste legi pur și simplu să nu-și găsească locul în România. Aș vrea să ne rugăm foarte serios pentru aspectul legislativ al României și pentru ce Dumnezeu vrea să facă cu țara noastră. Deci pe fondul acestor clătinări care vin și care uh, vor aduce probabil uh, situații noi și situații dificile și poate nemai întâlnite și pentru guvernanții noștri, așa să ne rugăm foarte tare pentru conducerea României vis-a-vis -vis de deciziile pe care le iau, pentru Parlamentul României, chiar dacă el, Parlamentul României intră în vacanță, să ne rugăm pentru el ca domnul să nu îngăduie să fie votate, să fie trecute legi care să fie în defavoarea țării noastre, care să atingă creația lui Dumnezeu, familia, identitatea de gen cu care Dumnezeu ne-a creat. Și tot la capitolul familiei, aș vrea să ne rugăm foarte serios pentru familiile creștine, pentru unitate în familie creștine, pentru restaurarea relațiilor dintre soți, pentru relații dumnezești între părinți și copii, pentru strângerea rândurilor și în familiile creștine, dar și în poporul Domnului. Deci este foarte important ca noi, ca și creștini, să fim un exemplu pentru cei din de lângă noi, pentru cei care poate îl cunosc pe Domnul mai puțin, în ce privește valorile familiei și păstrarea și um, um, prețuirea acestor valori ale familiei conform scripturii. Și să ne rugăm într-adevăr și pentru familia din societatea românească să fie păzită de Domnul, să fie protejată și din punct de, de vedere legislativ și să nu poată trece, cum am spus, legi care să fie în dezacord cu Scriptura. Aș vrea să vă aduc în atenție un uh, mic uh, spot. Uh, nu vi-l vor prezenta în emisiune, dar Cindy Jacobs, uh, pe care mulți o cunoașteți, a transmis zile trecute printr-un uh, scurt mesaj. A primit de la Domnul că a fost eliberat un duh de violență peste pământ. Acest duh de violență se manifestă prin oameni, dar nu numai. Și aș vrea să ne rugăm serios pentru ca Domnul să protejeze România de acte de violență, prin oameni individuali, dar și corporativ. Să ne rugăm împotriva oricăror tensiuni sociale care s-ar putea ridica, s-ar putea isca, să ne rugăm împotriva oricăror forme de violență. Și domestică, care se pot accentua în vremea următoare. Să ne uităm uh, cu ochi duhovnicești în jurul nostru și în dreptul nostru. Să vedem când acest duh de violență încearcă să-și facă loc în familii, în biserici, în, în bisericile din, din care suntem parte, în comunitatea din care suntem parte, în țara noastră. Să ne rugăm pentru ca influența acestor duhuri de violență să fie limitată, să legăm puterea duhurilor de violență de pe care încearcă să afecteze locuitorii țării noastre, familiile noastre. Acest lucru de violență se manifestă și prin, am observat, prin o manifestare tot mai violentă a animalelor sălbatice și nu numai și a câinilor, sunt tot mai multe atacuri prin animale sălbatice, prin urși în mod deosebit și prin câini. Aș vrea să ne rugăm pentru protecția populației a copiilor, mai ales că se, merg, se merge în tabere, se merge la munte mai mult. Vis-a-vis -vis de protecție uh, 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 împotriva acestor atacuri prin animale sălbatice, Biblia spune că este, în, este o formă de judecată a Domnului care vine pe pământ prin atacurile animalelor sălbatice. Să cerem îndurarea Domnului și protecție peste copii și populația țării vis-a-vis -vis de aceste atacuri și. Aș vrea să ne rugăm chiar pentru modificări legislative care să permită eradicarea acestor animale dacă sunt prea multe sau sunt agresive din anumite spații, din anumite areale. Deci să cerem de la Domnul cu la aceste lucruri. Tot pentru luna iulie, chiar dacă timpul este destul de scurt acum, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva puncte de rugăciune pentru biserică. Mai departe, ne rugăm pentru. Reversarea puterii Duhului Sfânt peste Biserica Domnului. Și de ce acest lucru? Pentru că Domnul vrea să ne folosească pe noi, prin darurile pe care Dumnezeu le-a pus în poporul său, prin darurile Duhului Sfânt, să ne folosească în slujirea altora. Aceste daruri nu sunt pentru noi personal, sunt pentru cei din jurul nostru. Și este așa de important să fim instrumentele Lui Dumnezeu în vremea aceasta, să ducem cuvântul Lui de mângâiere, de încurajare, de ridicare, de descoperire pentru cei care sunt în nevoie. Să ne rugăm pentru vindecarea celor care sunt apăsați, pentru eliberarea lor, pentru vindecarea celor bolnavi. Este nevoie ca biserica să se ridice în, desti, în chemarea, în destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, ca biserica Domnului să se ridice în identitatea cu care Domnul a creat să fim și să ne ridicăm în autoritatea cu care am fost investiți de, de Domnul. Să ne rugăm pentru această vreme nouă ca biserica să intre în chemare, în destin, în mandatul pe care Dumnezeu ni l-a dat și să înceapă să fie activă, să înceapă să meargă în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Aici la Alfa Omega primim multe telefoane, e mail scrisori cereri de ajutor disperatele oamenilor care sunt în nevoie, au unor oameni din țară, nu-i știm, nu-i cunoaștem, ne rugăm pentru ei și noi aici, dar vândem pe dumneavoastră să ne rugăm ca Biserica Domnului să se trezească și să înceapă să se roage pentru cei în nevoie, să înceapă să roage pentru cei din biserici care au nevoie de ajutor, dar apoi și pentru cei din afară care au nevoie de ajutorul Domnului. Să ducă Evanghelia, să ducă mesajul speranței, mesajul dragostei lui Isus Hristos, care este singura soluție pentru foarte mulți, pentru toată lumea, de fapt. Suntem ghemați la această stare de vigilență e foarte importantă în această vreme. Am spus de familii că este mare nevoie să înțelegem această unitate și această um, strângea rândurilor între, între generații. Este important pentru noi, vis-a-vis -vis de timp, ca biserică, timpul nostru, vorbirea noastră, gândurile noastre să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt, să nu recibim timpul. Este o resursă prețioasă pe care nu putem recupera ușor, nu putem recupera și, da, Domnul ne dă har să răscumpărăm vremea, dar să fim atenți la hoții de timp. Să ne rugăm pentru acest lucru, mai ales în această perioadă de vară, când dispita este foarte mare ca să te relaxezi și să stai în activități recreative mai mult decât e cazul și uh, vigilența spirituală scade. Deci este nevoie să fim foarte atenți la timp, să ne rugăm pentru gestionarea corectă a timpului nostru și împotriva hoților de timp, ca Domnul să ne avertizeze, să, să ne facă sensibili la tot ceea ce înseamnă furt de timp. Pentru România am spus mai multe motive de rugăciune. În primul rând, este pacea și siguranța țării, protecția țării noastre pentru cei care sunt în autoritate la toate nivelele, să fie vigilenți și male, să fie Duhul Domnului peste ei, peste toți acești oameni. Gândiți-vă că sunt oameni, oameni care nu-l cunosc pe Domnul, poate în într-o măsură prea mare. Să ne rugăm ca Domnul să le dea revelații, să le dea gânduri de la el, să îi călăuzească în decizii, în alegeri. Au de ales, poate, în a lua o decizie de da sau nu în anumite situații. Ce vor alege ei, poate noi nu vom ști niciodată, dar de alegerile acestor oameni care sunt în autoritate în România acum depinde de destinul nostru, al țării noastre, fie că sunt alegeri mai mari sau mai mici. să -mi rugăm pentru oamenii aflați în autoritate în România mai mult ca oricând. Apoi să rugăm ca autoritățile din România să să fie aliniate corect și România să fie aliniată corect conform voii Domnului. Este vorba de alianțele pe care le are România cu Uniunea Europeană, cu uh, NATO, cu alte organisme internaționale. Să fim în acord cu voi al Dumnezeu. Pentru aceasta vândem să ne rugăm în continuare. Este extrem de important. Spuneam vis-a-vis -vis de granița de răsărit, să ne rugăm foarte serios vis-a-vis -vis de granița de răsărit, protecție deosebită, dar și de alte tensiuni care pot să se ridice dinspre partea de vest a țării. Și nu în ultimul rând, aș vrea să aduc înaintea de noastră Israelul. Israelul este într-o situație dificilă acum. După cum v-am spus și anterior, în luna iunie, Israelul deocamdată nu are un parlament. Au fost alegeri în Israel, dar din motive legislative la ei, neavând o majoritate, nu s-a putut forma un parlament care să fie activ acum. Este o formă de vulnerabilitate în Israel. Să ne rugăm pentru ei într-un mod deosebit, pentru că Iranul deja este tot mai aproape de a deveni o amenințare nucleară reală și ei, în mod explicit și clar, de, au declarat că vor să nimicească Israelul. Deci, Israelul este într-un într punct de vulnerabilitate foarte mare și este pur și simplu sub amenințări mari de a fi distrus. Știm că Domnul nu va îngădui acest lucru, dar ca acest. Ca, dar să, partea noastră ca și popor al Domnului este să ne învoim cu toții, să cerem intervenția lui Dumnezeu în protecția Israelului, să cerem, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Domnul ne cheamă să facem acest lucru în, prin cuvântul lui, să binecuvântăm Israelul, să binecuvântăm Ierusalimul, să ne rugăm pentru pace, pentru protecția Israelului. Să rugăm ca Domnul să fie El scut de foc în această vreme complicată pentru Israel. Oricum, Israel a fost tot timpul um, sub protecția Domnului și a fost uh, o minune continuă a modului în care Dumnezeu și-a făcut numele de slavă prin acest popor. În primul rând, pentru că l-a adus înapoi în acest stat. Ia, ia, Israelul s-a născut ca stat. Geo geografic, vorbe, geografic era, dar din punct de vedere al statelor actuale, s-a născut ca stat acum 71 de ani, este o lucrare a Lui Dumnezeu în mod specific. Vă îndemn să fiți vigilenți și atenți și la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Este foarte important să ne rugăm pentru Israel într-un mod deosebit, să rugăm împotriva formelor de antisemitism și antisionism care se ridică și în România, ca, și ca România să fie de partea Israelului și prin poporul Domnului, prin rugăciunile noastre, dar și guvernamental. Guvernul României, conducerea României să aibă o atitudine favorabilă față de Israel, pentru că rămânem în linia de binecuvântare a Domnului fiind în felul acesta. Domnul spune foarte clar în cuvânt și nu, nu și-a schimbat uh, opțiunea Dumnezeu, că Dumnezeu va binecuvânta pe cei care binecuvântează Israelul. Haideți să fim și la nivel de națiune, care o națiune care binecuvântează Israelul, printr-o atitudine bună, printr-o atitudine uh, uh, de sprijin pentru Israel și nu uh, boicotându-l -și, și încercând uh, să fiind de partea celor care vor distrugerea Israelului. Este foarte importantă atitudinea și a guvernului și a conducerii țării noastre vis-a-vis -vis de Israel. Continuăm să ne rugăm și pentru mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Este, spuneam și în alte ocazii, nu este un gest politic, ci este o recunoaștere a ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ierusalimul este capitala poporului lui Dumnezeu, a Israelului și România recunoaște ceea ce Dumnezeu spune, deci ar fi un gest. Sau o alegere spirituală, nu o alegere politică, să ne rugăm pentru această revelație să vină în dreptul celor care sunt în conducerea României. Vă aduc aminte din nou, să ne rugăm pentru alegerile pre prezidențiale care vor fi în luna noiembrie, s-a hotărât că va fi, vor fi cele două tururi de alegeri prezidențiale în luna noiembrie, să ne rugăm pentru acel om după Inima Lui Dumnezeu, pentru, ca să fie viitorul președinte al României are un cuvânt de spus și în politica externă, președintele României și este important ca acest președinte să fie un om după inima lui Dumnezeu în aceste vremuri, așa cum știm cu toții. Cam atât am avut să vă spun. Nu uitați, vigilență maximă, rugăciune neîncetată, atenție la tot ce este în jurul nostru, rugăciune pentru țară, să cerem ca puterea Domnului să vină peste România, ca trezire să vină în România, ca spiritul de violență să nu-și găsească loc în țara noastră și Domnul să se îndure de România, să aducă acea trezire și acea transformare pe care o așteptăm cu toții de la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dau un timp de odihnă după voia Lui.